Ești gata, Andreea? Fii atentă. Andreea, ia noi aici. Hop, hop. Ia să vedem, domnule, dacă e academie, înseamnă că academician devin, da? Bună ziua! Măi, Vasile, cum n-aș merge, dar mă mucam, mă gândește și-am diri, 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 dira. Ce vreți dumneavoastră de băut astăzi la podcast? În primul rând, îmi place tare mult pianul ăsta, așa, birou. Ce frumoasă idee! Zile, bă! Unde ținem noi cursurile. Eu am 10 degețele. Ce am voie să fac cu ele? Sunt cursuri pentru copii sau și pentru oameni mari? Și pentru oameni mari. Mai mult pentru, cred că mai mult pentru oameni mari. Ia să vedem. 2, 3 și... Surprize! Surprize! Doamne și domnilor, nicio surpriză, este o realitate. Știi pe unde intri, dar nu mai știi să ieși. Am atâtea întrebări și foi, pentru tine le voi afla. Este șansa mea. Bună! Dragostea mea! Dragostea mea! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Ce frumos e la voi! Bine ziua! Bună ziua! Bună ziua! Hristos Amian! Adevărat Amian! O lăsăm pe undeva, da? Pe jos, pe jos! Așa! Ce gălăgie! Ce energie! Rămân cu el? Da, da, cum contează! Da, nu! Da, nu! Da. 2-10, 3-9. La jocilor este Andreea Marin! Ia-ne! Aceasta e seara ta. Te invit aici, este șansa ta. Visul tău cel mai tainic va fi mai real decât poți spera. Te invit aici, este seara ta. Asta e! Doar surprize plăcute te așteaptă, le meriți, le vei afla. Te invit aici, este șansa ta. Nu vei regreta. Dragi domnilor, mamă, astăzi cântăreața noastră preferată, Andreea, este... Da, da, da. Dar să știi că refrenul ăsta e în mintea și în sufletele oamenilor de peste 20 de ani, da? E de peste 24 de ani. Ai de mine și de mine. 24 de ani în care... Deci nu mai pot să zic că am 18, nu mă mai crede nimeni. Nu, ai 19, să fim serioși. Pe un picior doar. E refrenul pe care vreau să-l cânt cu tine de 24 de ani. Da, 24 pe un picior, chiar. Eu am 48 de ani. Așa că am zis bine. Am rugăminte. Eu am 22. N-ai cum să ai 44, pentru că eu m-am văzut înainte. Așa de prost arăzător. Mai ții minte momentul în care s-a lansat emisiunea? Seara respectivă? În ziua respectivă. De fapt, nu emisiunea. Mai ții minte conferința de presă? Eu o țin minte. Nu. Conferința nu o țin minte, dar seara aia a fost atât de intensă încât n-am cum să o uit. Atât de stresantă. Eram îngrozită. 1999, da. Vai de mine. Vreau să spun că atunci televiziunea română lansa două emisiuni. Una era surprize, iar eu eram absolut încântat și terifiant entuziasmat, dacă mi se permite această sintagmă, de faptul că lansam Sarabanda. Oh, ce frumos era.
Și zic, vremea. surpriză, zic, cu ce se ocupă emisiunea asta? Întrebam colegii. Pentru că amândoi eram sub același Valeriu Lazarov mă întrebam, cu ce? Cu muzică. A, e perfect, o să aibă succes. N-a avut. Lazarov, nu e adevărat, a fost o emisiune foarte antrenantă, foarte haioasă. Dar tu ai venit odată la emisiunea noastră. Da, nu odată. Da. Și îmi amintesc de Lazarov, cum a atenționat el. Eu te cunoșteam, dar da. Nu știu ce știa el despre, nu știu, întâlnirile noastre anterioare. Mai fusesem la televiziunea română în ce făcusei tu anterior, corect. Și el îmi zice, te atenționez, Brenciu e băiat bun, e băiat talentat, domnule, dar vorbește, nu se mai oprește, ai grijă să-l oprești tu! Nu mă recunosc în cele de și mai sus. Și uite ce tăcut ești acum, ce liniștit! O, da. Dacă m-am învățat ceva... A avut dreptate omul, nu pot să zic că... Da, a avut perfect de dreptate. Și dacă mi s-a schimbat ceva în viață, tăcerea a luat locul mai multor cuvinte. De ce? Pentru că acum eu vreau să te ascult pe tine, nu vreau să sar peste tine. Așa, dar nu mă mai pune să cânt, te rog. Tonul a fost foarte jos, așa. M-am chinuit să țin pasul cu tine. A fost așa de încălzire. Dar eu pot să iau o gură de apă? De... E draga voie? Uite, mea, uite, draga mea. Minerală aș vrea. Minerală? Da. Ești preferata? E preferata mea? Acum am eu poftă de minerală. Un bahar? Un bahar, te rog frumos. Da. Eu, poate nu știi, dar am o soluție senzațională la această ofertă lichidă. Aqua Carpatica cu Aqua Minerală Carpatica dă o senzație de satisfacție. Mulțumesc. Iar singura soluție se face așa. Le combini, pe asta n-am mai văzut-o, să știi. Acum este pregătită Aqua pentru tine. Bine, mulțumesc. Cum are, poți drag? Să, da? Da, te rog din suflet, fă ce vrei. Este podcastul în care poți să faci ce vrei. Și chiar mai mult de atât. Ce zici? Ce înseamnă mai mult de atât? Când totdeauna eu caut mai mult. Te gândești tu și îmi zici la final. Era un titlu de emisiune pe care l-ai păstorit. Mai mult nu se poate? Se poate! Da. Nu există, nu se poate chiar. Nu există, nu se poate. Așa. În primul rând mă bucur că ești aici. În al doilea rând îți spun din nou, Hristos a înviat. Mulțumesc, adevărat a înviat. Și mă bucur și tuturor că... celor care ne urmăresc. Da, sunt trei. Sunt trei oameni. Trei oameni, da. Acum, pentru că există și prieteni în Spania care ne cunosc, o să fie patru. Am înțeles. Eu am trei pisici acasă și ele sigur vor urmări. Nu cred. Da, așa că stai liniștit, vom fi 4 și cu 3, 7. În toate informațiile pe care le-am despre tine... N-ai găsit pisicile. N-am găsit pisicile. Și trei căței și o grămadă de păsărele. Ce crezi tu? Gospodărie mare. Iertați-mă, dar... Nu știu. Dă afară documentaristul. Concediezi-mă. Dar nu chiar de Paște. Hai să fim mai buni azi. Până la Crăciun ești concediat. Dar cum se numesc acele pisicuțe? Iartă-mă că te deranjez. Ghetuță. Una are așa lăbuțele de aici albe. În jos, de parcă ar fi ghetuțe. Așa. Da? Fâstâc. Sau fistic, fustic, da, așa e mai zicem noi. Și una nouă, mică, și se numește Țup-Țup, pentru că ea nu merge, ea nu aleargă, ea face așa, înțelegi? Da, ea țupăie. E unul dintre lucruri pe care noi știam la tine apropo de animale. Da, ideea e așa, am avut o pisicuță, pisicuța fiicei mele, na. Da. Crescut ea cu Violetei, acolo, da? dorm în același pat, e prietenie mare. Și la un moment dat ne-am dat seama că atunci când asta mică pleacă la școală, când noi nu suntem, ea era tare singurică. Așa. Și am mai luat o surată. La început s-au scuipat, că așa-s pisicuțele, după care s-au iubit și se iubesc foarte tare. Însă, acum eu am mai construit acasă și cele două clădiri comunică între ele, lângă casă, am mai luat o clădire și clădirile la ultimul etaj comunică și dincolo este hub-ul meu creativ, da? Și mi-am dorit să am și o pisicuța mea care să nu mai fie monopolizată de fiică mea și să doarmă și cu mine. Așa. Și culmea e că de când am pe asta mică, celelalte zgârie la ușă că vor și ele tot la mine. Da, tu știi că... Și un război acolo. Te înțeleg perfect la faza asta, pentru că și la mine se întâmplă la fel. Așa. Toate pisicile trag la soția mea. Așa. Și eu vin să iau una în brațe,
o țin, se zbate. Dar ce vrei să faci? Se zbate. Lasă-mă puțin. Bacea când îi dau drumul, zice direct la Alice. Da. Deci te înțeleg. Înțelege și ea. Se mai uită și la fața omului, vede care e omul bun, care e omul... Acesta a fost podcastul cu Andreea. Le mulțumim foarte frumos, oricum te grăbești la întâlniri, așa că nu o să te mai rețin. Numai complimente ți-am făcut de când am venit, au trecut 5 minute și te-am umplut de respect. Mergem mai departe, fără zâmbet pe buze, dar mie îmi plac amintirile și te cred rog. Că și ție la fel. De aceea... Sigur că da. Nostalgia știm foarte bine, e foarte prețioasă. Așa vreau să spui cine este în această poză. Părinții mei și aia mică s-eu. Pisica aia s-eu. Era decembrie 1974. Câte luni? Câte zile? Da, nu, eram ceva mai mult. 74-75. Cred că aveam câteva luni aici. Nu mai era decembrie când eu m-am născut, ai zis bine. Și cred că aici eram în 75. Mi-a venit? Da? Ați câștigat? Un Lamborghini. Am plecat. Ba! Mie îmi plac foarte mult fotografiile. Noi beneficiem mai mult decât copiii noștri de fotografii autentice, da, și alb negru, exact. Copiii noștri toți e color, e cu filtru, e cu dacă vrei să pui și efecte, că trec prin cadru, e perfect. Nu știu, cred că alt parfum aveau amintirile la create atunci, știi? Pe vremea noastră. Să luăm așa bătrânește. Da, explicația ar fi foarte una dintre ele, ar fi așa. Acum poți să faci 230 de milioane de fotografii, atunci erai pe peliculă, nu erai pe digital și puteai să faci câte... Era mai greu și, în consecință, mai prețios. Pentru că ce obții mai greu, nu-i așa? Este are și valoare mai mare, corect, sentimentală în cazul ăsta. Iar dacă stau să mă gândesc, draga mea, pentru că eu am zis să știu totul despre tine... Ia să vedem ce ai mai găsit. Ia te uite, aici eram deja la grădiniță. Înțeleg că de mică ți-a plăcut scena? Da. Făceam dansuri populare. N-ai de mai la dansat grădii. Niciodată de la grădini încoace dansuri populare. Ba da, cum să nu? Unde așa, făcut? La petreceri, la o nuntă, la... De la ce să nu dansezi? N-ai făcut așa niciodată. Cum ai dansat? Să nu? Da, nu. Știu că dansezi. Da. Nu într-un grup organizat, dacă la asta te referi, da. Mai ții minte... N-aveai treabă cu cântecul atunci, aveai doar treabă cu mișcarea sau? Da, doar cu mișcare. Nu e era sigur lucrul ăsta, cântat. Pentru că eu am aflat, vecinii toți te plângeau de tine pentru că tu cântai în casă. Posibil. Am declarațiile lor. Posibil. Nu zic nu, acum am și eu o vârstă, nu mai amintesc totul. Îmi amintesc numai așa, selectiv, ce-mi convine. Asta era de bine, asta cu dansatul a fost bună. Aia cu cântatul, să o lăsăm în uitare. Așa. Ai trecut prin Colegiul Național la Roman. Așa, da. Pe atunci era Liceul Roman Vodă. Acum e Colegiul Național, într-adevăr. Scuze-mă, Roman Vodă, Vodă fiind... Ăsta a fost un domnitor? Iartă-mă, iartă-mi ignoranța istorică. De ce îi spune Roman Vodă? Altfel, nu i-ar fi zis, sigur că eu da. Eu n-am auzit de Roman Vodă. Dar nu mă băga pe mine în chestiuni din astea de istorie, de geografie, vezi că eram aproape corigentă. Nu? Nu, glumești. Nu. Notele erau mari ca că știi cum e, pe vremea aia învățai rapid ce aveai pentru lecția respectivă, luai la teză nota care trebuie, dar dacă nu era ceva ce să-ți placă foarte tare, uitai a doua zi, adică uite, vreau sistemul ăsta era. Însă la cele ce îmi plăceau, cum era matematica, am fost pe matematică, fizică și mai departe, dar îmi plăcea și româna totuși, chiar dacă nu asta era direcția mea. Eu vroiam să devin, sau mă rog, așa, aveam să devin informatician. Și am și dat la facultatea de informatică, dar s-au schimbat lucrurile, fără să vreau eu până la urmă. E foarte adevărat. Uite, vreau să te întreb apropo de copiii noștri. Înainte erau tezele. Așa. Ca și așa. Testare din trimestru. Da. Acum sunt tot felul de teste cu influență englezo-americano. Și unele, nu știu, cu opțiuni de răspuns, mă rog, nu cred atât de tare în modul ăsta de a învăța lucrurile în viață. Și în plus, de multe ori sunt lăsați cu laptopul sau cu tableta sau cu telefonul. Păi cauți răspunsul pe internet, care mai e treaba? Adică ce mai înveți? Sau mai stau puțin și nici nu mai învață tabla mulțirii, că doar găsesc răspunsul pe telefon imediat. Dar cineva zicea asta, că nu mai trebuie să învăț tabla mulțirii pentru că... Ce să fac? Da.
Triunghiul Bermudelor. Da. Nici acum ia caută, Roman Vodă. Nu, nu, nu. Eu sunt de modă veche, dacă nu știu eu, Roman Vodă. Oricum, deci, după ce ai luat la Facultatea de Informatică, Alexandru Iancuza. Ai văzut din domnitor în domnitor. Cuza, pentru că și Alexandru Iancuza îți prezint. Ia prezint. Îți prezint. Ah! Domeniile Cuza. Vai, vai, vai. Bineînțeles că eu te-am întrebat foarte, foarte delicat înainte ce vin preferi, da, alb, roșu sau roze. Roze, așa, mai ușurel. Ușure, așa. Da, nici ușurel. Nu vre... L-am pus în pahare doar dacă vrei. Ia să-l vedem, doar, adulmecăm. Chiar. N-am mai băut chiar de e mult de bine. Timp. Hai, noroc. La mulți ani. La mulți ani, copii. Eu am înțeles strategia asta cu îmbată invitatul de la început ca să spună tot ce n-a spus vreodată. Da? Am înțeles. Ok. Accept conveniența. Nu. Uite, iau și un par de apă după ca să fie bine totuși. Eu vreau să știu că vreau să știi de la bun început. Așa. Și te înțeleg perfect când ai o temere vis-a-vis. De un... Eu n-am nicio temere aici. Nu? La masa asta? Ești temerară. Nicio temere. Întrebările toate, cu toate că eu și tu... Te-am întrebat eu vreo clipă ce o să mă întrebi? Nu. Zici în sit. Nu. Ei, am venit cu toată încredere. Dosarul tău a fost extras de curând de la CNSMS Falasemeche și spune așa... Primul tău da, pas. Dar uite, atent, teme-te tu de răspunsuri. Nu eu de întrebări. Că nu le pot ține. Primul tău pas, pentru tine, punctul de referință a fost intrarea la TVR Iași. Pentru că dacă nu intri la TVR Iași acolo, corect. Nimeni nu te vedea. Mai și nimeni... mult decât atât, acolo am avut mentori, oameni care chiar își doreau să pună umărul, să te învețe, nu te trimiteau să cu găleata de șarf. Da. Deci nu te trimiteau aiurea prin televiziune să cauți ceva ce nu găsești, doar așa ca să râdă de tine. Așa. Ci pur și simplu erau oameni care, mentori adevărați, care își doreau să investească în tine știința lor, astfel încât tu să evoluezi. Și a contat foarte mult această bază serioasă. Desigur, am avut mentori, apoi și în continuare am găsit oameni buni sau sigur. Ne-am găsit, că știi cum e, îi atragi cumva. Dar, eu prima dată... Da, TVR Iași este temelia a ceea ce sunt. Temelia, exact. Om de televiziune. Cum a intrat TVR Iași? Asta este un lucru care mă interesează pe mine. Eram studentă la informatică în anul întâi. Mergeam eu așa pe o străduță. Să nu-mi spui... Pe o străduță. Așa? Și? Și deodată, pe o poartă, văd eu un afiș. Și pe afiș și ala și scrie. Că este un concurs, se organizează un concurs, nu știu ce, pentru post de reporter la TVR Iași. Însă la concursul ăla deja se înscriseseră 200 de oameni pe un loc. Eu nu visam, la vremea aceea nu era încă atât de dezvoltată treaba asta cu televiziunea. Nu, era. Andreea Esca, de exemplu, era deja la Pro TV. Dar nu era atât de... cum să zic, microbul ăsta nu intrase în noi. Da? Și nu era o dorință pentru mine. Eu îmi vedeam de drumul meu, de informatica ai mea. IT-ul din tine. Da, dar mă duc la facultate. Stăteam la căminul facultății și stăteam în cameră cu... Eram vreo 5 fete în cameră și le spun colegilor, ia te uite ce am văzut eu pe un afiș. Și ele s-au gândit să... Au apăsat pe butonul necesar. Nu cred că ai s-au curaj. Gândit să mă ambiționeze. Am auzit eu că sunt deja 200 ceva pe loc. N-ai nicio... Nici o șansă, nici te dupe acolo că te duci degeaba. A, nu? Aha. Ia să vedem! Genial! Da, și am fost. Concursurile pe atunci nu erau ca astea de acum, adică nu era de ajuns doar să zâmbești sau să cunoști pe cineva. Da? Era un concurs care dura o săptămână, în fiecare zi, eseu, limbă străină, prezență în fața camerei, alea, diverse. Cum zice, cultură generală și așa mai departe. Și am avut surpriza de a fi, după un timp, nu știu, a durat și evaluarea, era o comisie de evaluare, nu știu ce, de a fi selectată. E foarte și a interesant aventura. Că în 93, când s-a făcut preselecția prin care eu am răzbit la TVR așa. Și alți colegi de-ai mei de pe vremea respectivă cu care ai lucrat ulterior și tu. Da.
E foarte interesant că nouă ni s-au dat aceleași teste complicate și destul de... Nu contează păi, pe cine erau cunoști. Și vremurile, adică mai erau niște oameni puși pe treabă, înțelegi? Da, da, da. Și nu era totul făcut rapid. Hai repede, că n-ave... Hai repede, bă, cunoști pe cineva, să o punem aici să prezinte la microfonul ăsta? Da. Cam așa se întâmplă lucrurile azi. Adică foarte greu să mai găsești o selecție serioasă, oameni valoroși cărora să li se ofere, sau cu potențial cărora să li se ofere șanse cu adevărat. Păi sunt o grămadă de tineri care îmi scriu și care mă întreabă, ce mă sfătuiești, cum aș putea eu să fac să lucrez în televiziune? Pe cuvântul meu, dacă știu ce sfat să dau. Pentru că lucrurile nu mai sunt tratate cu seriozitatea necesară. Adică ori cunoști pe cine trebuie, știi, ori nu. Da, dar nu mai sunt deloc la fel, pentru că atunci, în anii 90, era numai sticla, televiziunea. Da, da. Iar acum televiziunea este, știi, sunt mai multe televiziuni. Dacă este da, dar pe televiziunea asta nu trebuie aprobarea nimănui. Poți să te apuci de treabă și vezi ce ți iese. E poate adevărat, ți iese bine. Dar ai nevoie de aceleași teste de... Adică tu trebuie să dai proba unor teste. Trebuie să arăți cumva, trebuie să spui ceva, trebuie să ai și conținut și trebuie să ai și niște date informative. Niște... Sigur, dar e mai mare șansa să reușești pe propriul telefon cu propriile instrumente, cu imaginația ta să faci o treabă, decât să fii admis într-o televiziune pe baze solide și să faci o carieră frumoasă, serioasă. Prima fotografie cu tine îmi dezvăluia o tânără, era prima dată când te vedeam. Da. Așa l-am văzut eu prima dată. Iartă-mă ia că să vedem. Acest microfon bănuiesc că nu mai e necesar. Poți să-l arunci, nu, putem să-l aruncăm. A fost doar așa. Așa. Deci asta este prima fotografie pe care am cu tine. Da. Și de fiecare dată mă întrebă... La Țara lui Piticot eram aici, da, la TVR Iași. Țara lui Piticot, am observat eu că lipsește ceva și eu eram încă un copil în suflet. Și mi-am zis că e necesar un matinal destinat copiilor. A fost matinal ăsta. Da, era o emisiune de dimineață, de duminică. Însă, surpriza a fost că eu... Habar n-am cum, prin felul meu de a fi, de a vorbi. Eu am atras nu doar copiii, ci am ajuns să am un public larg de părinți și bunici. Larg, când spun larg, înseamnă că veneau saci de scrisori în fiecare săptămână. La început eu credeam că vin la mine, la TVR Iași doar. Însă așa afla Bucureștiul de mine. Pentru că, dacă ți-amintești, la vremea aceea canalele locale erau difuzate tot pe canalul TVR Mare, la anumite ore. Și oamenii făceau această confuzie, adică ei credeau că emisiunea e pe TVR și trimiteau unii scrisorile la TVR și ele soseau la registratura din București și în felul acesta, cei de la București au început să se întrebe, dom'le, cine asta de-i tot vin sacii de scrisori la noi? Înțelegi? Eu răspundeam fiecărei scrisori de mână stăteam weekendurile sâmbătă, duminică, toată ziua. Nu exista răspunsul ăsta pe net, pe telefon, pe WhatsApp, pe prostii de genul ăsta. Sau să dai copy-paste să răspunzi la totul la fel. De mână. Nu pot să-ți spun ce valoare a devenit în timp această comunicare autentică, de la suflet la suflet, cu scrisul de mână, cum oamenii până și acum îmi trimit scrisorile de atunci, le păstrează, ele există. Adică asta a arătat cumva un devotament reciproc și al meu către public și al publicului către mine, pe care cu greu îl mai întâlnește astăzi. Hai să-ți explic, sau să-mi explic, de ce ai fost o figură extraordinar de plăcută. Pentru că tu, exact cum zici tu, erai un copil puțin mai mare, dar era tot un copil ca și mine de altfel, nu-ți spun niște nebunii pe care le-am făcut, pentru că o să zici că nu eram un copil, eram abia născut, dar nu asta contează. Dar, așa? Gândește-te cine era, ce figuri feminine erau până atunci. Erau toate șpicărițele, cum se spune, de la TVR și atât. Iar tu ai venit deodată cu copilăria asta a mea, cumva, și cu naivitatea.
acelor vremuri. Pentru că roșu este culoarea care primează în țara noastră, în țara lui Piticot. Deci, dar de ce stai? Era iarbă, era în... Era chiar atât de arzător. Da, era totul foarte natural. Ia dă-ți puțin jos. Simplu. Spune-mi de unde ai, că sunt foarte... Simplu, natural din suflet. Știi? Simplu, natural și, și erai tu foarte, foarte copil. Foarte jucăuș. Exact. Și în momentul de față, autentică, de printre toate figurile respective, mă gândesc că ți-a fost foarte ușor să te impui cu... Dar eu, nu gândeam toate lucrurile astea, le gândim acum, poate le judecăm privind în urmă la 20 de ani, în 30 de fapt, față de momentul acela, în urmă. Dar la vremea aceea nu puteam eu să fac asemenea analize. Televiziunea era un total experiment pentru mine. Nu gândeam asta, eu gândeam din suflet că vreau să fac ceva frumos pentru copii. Și apoi am început să gândesc și pentru părinți și pentru bunici, pentru că ei îmi scriau foarte mult, veneau către mine, veneau cu idei. Deci am început să umplu și golul acela. Practic, parenting-ul de azi își are rădăcinile cumva în ce făceam odinioară, că am luat-o ușor, ușor, știi? Eu vreau să te întreb acum dacă îți mai aduci aminte cum ne-am întâlnit noi prima dată. Nu știu, prima dată, nu știu cum ne-am întâlnit. Nu știi. Nu. E nasol? E ceva nu. rușinos? Nu, dar cred că nu. Nimic din ce a fost între noi nu este rușinos, Andreea, dragă. Dar, surprinde-mă. Iartă pe mamaie că nu-și mai amintește. O să te surprind. Era în 1995. Așa. Doru Dumitrescu. Da. Te-a văzut? Cum au făcut el toți a avut cei mare care... încredere în mine. Da, da și toți cei care au făcut, toți cei care s-au scris, a văzut și el ce se întâmpla așa la Țara lui Piticot. Și ți-a dat un telefon, probabil au fi vorbit cu niște șefi de-ai tăi pe la TVR. Eu nu făceam doar Țara lui Piticot, făceam și emisiuni de oameni mari. Ah, ai înțeles? Așa. Dar asta era cea produsă de mine. Gândită, scrisă, produsă de mine. Până și maimuțoii pe care îi vezi acolo, erau de la mine de acasă, că nu exista recuzită pe atunci să te ajute cineva, să ai vreun sponsor, să ai decor. Decorul era iarba, maimuțoii erau din casa mea. Asta era tot. Ai natura, înțeles? Da. Setul era și, da. Și costumația aia era emblematică, moțul ăla din cap. Așa. Și după aceea a început, și țin minte și acum, Doru zice, hai să facem emisiune. Unde? Undeva pe malul lacului. Așa. Pe malul lacului? Cu cine? Cu Divertisul. Ok. Exact, a fost primul meu okay. pas aici. Bun, da? Și... Păi, hai să invităm pe Andreea Marin. Mulți, Andreea Marin, cea de la nu știu ce. Și la un dat, este una dintre cele mai... Discutam zilele trecute cu Toni Grecu de această scenă. Întâmplare. Da, îmi amintesc cum am căzut în apă. Nu am uitat momentul ăla. Deci asta e pastilă. Da, exact. Pastilă se aruncă în apă. Se aruncă el... Și hop! No, 1995, pastilă, cuvioara, corcușul iese din apă, se strigă de public pastilă, iar pastilă într-o nebună întâmplare... Inițiativă, habar n-având el că eu nici nu știam să not, ca să ne înțelegem, nici acum nu știu. Nu cred. Nici la momentul ăsta eu nu știu să not. Nu cred așa ceva. Dumnezeule! Nu. Doamne, el a fost spontan, dar eu habar n-aveam. Nu cred așa ceva. Serios, dar noroc că nu era apa prea adâncă. Am rezistat și eram și pe tocuri, deci mă țineam mai sus așa. Da, uite, nu m-am gândit de la faza asta. Da. Extraordinar. Eu de fiecare dată am zis, eu acolo eram în spatele camerelor și mă uitam la aceasta când te-a luat pastilă în brațe, te-a aruncat cu tine și ziceam, O să se șteargă asta, nu? Iată în gândul meu de brașovean din 90. Da. Așezat, așa, omul așezat. Fata s-a udat. Nu, da, hai, nu fiți acum nu vorbesc, perverși. Dar eu nu știam. Că de fapt i-ați suflat în ureche lui pastilă. Hai, fă asta, ca să creăm senzație. Nu. Și țin minte că mai târziu, câteva vreme mai târziu, în anul 2000, dacă mai ții tu minte, undeva la paparații la Olimp, Dan Negru prezenta emisiunea și la un moment dat a venit Elena Cârstea, nu mai țin minte pe cine a prins, și a aruncat-o în piscină. Pe Andreea Antonescu sau pe
una dintre andrelele. Și după aceea zic, a, eu am mai văzut asta. Înțelegi? Da. Pentru că vorba aia cu 5 ani înainte, pastilă te luasă și intrase cu tine piscina și mi se părea un moment, bă, ce e asta? Bine, pentru mine, hai să spunem lucrurilor pe nume, pentru mine nu e decât un moment haios. Categoric. Dar nu i-aș da vreo importanță memorabilă. Pentru că e haios. Ei erau haioși. Adică în contextul ăla, treaba a fost simpatică. Pentru mine surprinzătoare, pentru public probabil la fel, pentru tine care te faci că nu știai, așa. Însă, altfel, lucrurile făcute astfel, făcute în ziua de azi, da, nu spontane, mie nu-mi plac. Nu miros, mi se pare normal. Nu miros a, nici a firesc, nici a... Și atunci, da, îți spun, da, am avut acea senzație. Ceea ce e foarte important este că după emisiunea asta, un singur lucru s-a detașat ca și calitatea ta. Băi, fata asta e spontană, e fată mai mult decât încântătoare și mai departe. Și atenție, rezistă, pentru că în timp ce stăteai... Coafiura rezistă? Nu, spune de ce, pentru chiar că lângă tine, în emisiunea respectivă, au venit toți membrii formației trupei divertiți și au zis, Andreea, ce faci? Iar tu te dădeai neîncântată de niciunul dintre ei. Ca atare pastila în Chiaciru. Și ce tare, Andreea. Și, da, cred, adică țineam la glume, e adevărat. Țineai la glume, ăsta este lucrul cel mai țineam important. Țineam ritmul cu ce se întâmpla. Așa. Și după asta deși nu aveam niciun antrenament, eram un copil, nu mă învățase nimeni ce și cum. Deci era o chestie tău, naturală. Da, probabil. Da, așa e. Iar instinctul tău a mers mai departe victorios, pentru că după aceea... Și acum trebuie să-mi spui cum s-a trecut De la Iași la București. De la Iași la București, dar la București la Știri. Da. A mai existat o etapă importantă pentru mine, când domnul Cristian Țopescu, la un moment dat, m-a invitat, așa cum a fost și această invitație, să prezint însă alături de domnia sa o ediție a emisiunii pe care o prezenta. A fost extrem de... Ții minte, pe undeva duminica, parcă. Da, a fost extrem de importantă pentru mine acea dovadă de încredere a unui om de televiziune cu reputația sa. Am făcut față cu brio, fiind partenera lui în acea emisiune de la cap la coadă. Și cred că acela a fost momentul care cumva a dat de înțeles... Nu știu, conducerii de aici, că s-ar putea mai mult, pentru că nu știam doar să mă joc, să fac doar divertisment, ci iată și o emisiune de o altă factură, îi făceam față la fel de bine și așa mai departe. Și pe vremea respectivă TVR-ul cerea și seriozitate și disciplină. Exact. Un fel de BBC românesc. Da. Apoi am ajuns la București și la București oferta a fost să fac divertisment. Cum însă, așa? Da, deci cam asta părea să fie drumul. Însă eu am avut o inspirație de moment și am zis, dom'le, eu vreau altceva, eu vreau Știri. Deci, eu prezentam Știri și la Iași. Nu era chiar o chestiune nouă. Am înțeles ce zici. Mi-am dat seama că pentru a fi luată în serios, eu fiind un copil, abia venită de la Iași, nu aveam aceeași credibilitate precum cei de aici, da? Pentru a fi luat în serios, eu trebuie să fac ceva serios. Trebuie să intru în contact cu oameni care sunt de o anumită factură, care livrează informație de interes publicului larg. Și unde poți să faci asta mai mult decât la Știri? Și acolo am ajuns să intervievez oameni grei din diverse domenii, adică trebuia să fac față unei plaje largi, asta am și făcut și apoi a venit șansa care m-a dus tot, vezi, cumva spre partea asta de, să-i zicem, divertisment, pentru că am devenit corespondent al Știrilor Naționale la premiile Oscar. În 2 ani la rând. Da, și am făcut corespondențe de acolo, m-am descurcat foarte bine pentru că noi, Televiziunea Română, nu aveam acces peste tot și eu am reușit să am acces mai mult decât peste tot din naivitate. Aici trebuie să-ți povestesc o fază super simpatică. Da. Deci era un copil.
Habar n-aveam eu, că n-ai voie tu. 1998, da, 1999. Să știi că eu nu țin minte ani. Uite-ți, o să zic o altă poveste cu ani și cu nu știu ce, da? Și cu nu țineți nici de bătrânețe, niciodată n-am ținut minte ani. Eu nu știu în ce an am terminat, nu știu ce, facultatea sau. Habar nu am. Nu știu de ce. Nu țin minte această chestie. Altfel am o memorie de elefant. Dar treaba cu ani îmi scapă. În fine. Adică eu pot să zic acum 30 de ani, acum 20 de ani. Dar nu mă întreba câte ani, trebuie să fac socoteală. Da? Bun. La Oscar, așa, eu nu știam că, domnule, ok, aveam eu ăla, recusonul ăla, așa, de intrare, da? Dar intrarea aia era până numai la o limită. Limită, corect. Da? Și eu nu eram, eu eram TVR. Reprezentam TVR, nu reprezentam ABC, NBC, CBS și așa mai departe, da? Deci nu eram o televiziune care să aibă dreptul de a intra, de exemplu, înainte de seara decernării premiilor, în sala care tocmai se pregătea pentru decernarea premiilor. N-am văzut pe nimeni. Nici gând. Acolo avea voie doar, nu știu, ABC-ul sau cine transmitea, nu mai țin minte, Worldwide, și ceilalți preluau de la ei. Și să vezi cum am pierdut eu pe holurile alea, am intrat pe ușa, am intrat pe alta, ai și colo, ai și colo, eram cu Petrin Genaru după mine. Claudiu. Da, cameramanul nostru foarte bun de la știri. Nici el nu știa mare lucru. Hai și noi pe aici, hai pe aici. Hai pe ușă, hai pe alta, hai pe alta. Ha, ce mai zice Alghir? Ce mai faci? De unde descoper că mă aflu direct în sală? Deci până la urmă am ajuns în sală. Eram undeva sus. Doamne, numai eu. Numai eu și cu aia de pe scenă care pregăteau scena pentru că peste câteva ore începeau premiile. Și îi zic lui Petrin Genaru că pe atunci trebuia să bagi tot în priză, nu mergea cu, cum să zic, cu fără fir, cu din astea, da? Și zic, hai repede, caut o priză, caut-mi repede o priză pe ișa, da? Găsăști el o priză pe colșaia? Bag ce avea de băgat el în priză? Gata, zic, gata, hai, eu cu spatele la scenă, tu către mine, hai, zic repede ce am de zis. Pac, zic eu ce am de zis, cum ar fi introducerea, corect, știrii din acea seară, ce urma a fi livrată, fugeam după aia la sediu CNN, de acolo transmiteam imagini în România, dacă nu mergea pe telefon și din astea, da? Așa, și când termin de zis, ultimul cuvânt, pac, intră poliția, securitatea, ce-o fi fost, intră în sală. Ce căutați aici? Nu știu ce. Ah, n-aveți voie să vină. Cu mutrița aia mea de țara lui Piticot, am făcut așa, n-am știut, că să vedeți, că nu știu, vauleu, că ne cerem scuze, nu știu. Oricum, frumos, caseta! Nu adică cred, nu cred. Era cu casete, știi, pe atunci. Da, beta, adică, Auleu, Petrin Genaru, dă și tu ce ai pe acolo, dar să nu dai pe aia. Înțelegi? După aia cu interviu cu Ion Iliescu. Schimbă. În fine, până la urmă, nu știu, cu mutrița aia mea, i-am înduioșat pe oamenii ăștia și m-au lăsat să plec nevătămată și uite așa, am fost singura televiziune pe care a avut transmisiune din sala Oscarurilor, dau un exemplu, că am avut și altele asemenea, numai fiindcă nu știam că n-am voie. Apoi, mai era o chestie. Eu n-aveam bani pe vremea aia. N-aveam bani să-mi iau haine. Și venind eu de la ea și o știam pe Irina Schroeter și Irina Schroeter îmi dăduse ea un sacou galben. Așa, cu fir strălucitor, un pic așa. Îmi aduc aminte. Nu, era foarte elegant. Da, foarte elegant, da. Serios acum. Finuț, da? Și era singurul meu sacou bun, ca să ne înțelegem. Mm. Da? Și l-am luat cu mine, dar eu numai cu sacoul ăla. În fiecare zi eram. Că eu n-aveam al doilea sacou. Da, și nu, la fel de bun. Nu spune problema, fiecare filmare are un nou sacou. De unde? Dacă eu aveam unul, ăla era. Ai înțeles? Ei, ce crezi tu? Toate carele de televiziune din întreaga lume erau parcate acolo. Da. Pac, oamenii filmau și pe covorul roșu și la intrare și oriunde și dădeau imagini în țările lor, da? Și mă tot vedeau din carele lor de televiziune, prin ochiul camerelor lor de la vedere. Fata cu sacou. Domnule Mantoveva, și m-au numit Lady in Yellow, crezând că este o strategie de imagine. Oh, baby! Înțelegi? Adică, ea are 10 sacouri galbene șmechera și se îmbracă în fiecare zi cu altul, numai ca să ne atragă noi atenția, că într-adevăr, pe covorul roșu, pe nu știu, dai seama, că acel sacou galben ieșea în evidență orice-i face, n-avea nicio treabă. Și uite așa am apărut și pe coperta unei reviste mari de acolo, care în fiecare zi dădea corespondențe, mă rog, ce se întâmpla acolo, la, mă rog, în fiecare zi, în fiecare
nu în fiecare săptămână, așa, cu ce a fost la Oscar, cum știu ce, și m-a apărut și pe copertă, dacă poți să crezi așa. Lady in Yellow, da. E, în fire, astea sunt așa de râs acum, știi, și de povestit, dar pe de altă parte vezi naivitatea și credința că tu poți să faci și că poți să deschizi uși și că orice ți-e cu putere să faci, uite că poate să ducă la lucruri memorabile uneori. Bineînțeles, pentru că ai fost un mentor pentru mine la faza asta, drept pentru care de când am început acest podcast am un singur tricou negru cu care vin aici și pe ăsta îl port gândindu-mă la faptul că, băi, da. Andreea s-a dus la Oscar, eu pot să fac aici la mea acasă cu tricoul ăsta. Man in Black ești tu. Eu cu Man in Black, într-adevăr. Așa. Surprizele au început în 99, așa. Dar... Aș putea spune că nu s-au terminat nici acum, să știi că m-a lipsit țara. Oamenii fac surprize și acum, m-a lipsindu-se de acest lucru bun până la urmă. Viața noastră are atât de multe griji, atât de multe responsabilități, atât de multe nu-uri, încât de ce să nu facem din zilele noastre mici sărbători, din când în când, să știi că și să le facem bucurii celorlalți. Ai dreptate. Eu am înțeles ce înseamnă surpriza, sau una dintre persoanele care m-a învățat ce înseamnă surpriza e soția mea, pentru că nu-mi plăceau prea mult surprizele. Dar, iar surprizele, cel care face surpriză, cu siguranță nu trește față de cel, vorba aia, care îi face, trebuie să nu trească ceva dragoste, pentru că toată regia, visează, toate lucrurile pe care le pui la îndemână acolo să se întâmple surpriza respectivă, să-și iasă, cu siguranță are la bază dragoste. Dă-mi voie să ghicesc. Te-ai trezit într-o dimineață și soția ta ți-a arătat. Ești deja căsătorit! Cred că după un vin din ăsta... Nu știu cum ți-ai dat seama! După un vin din ăsta ce s-a întâmplat? Da, vinul Vino Veritas. Vino odată, vino la mine. Prețuiește viața, s-a întâmplat mai târziu. După, s-a încheiat în 2007. Au fost 9 sezoane de surpriză și vreau să spun că unele dintre ele la o emisiune am venit și eu și dăm voie să-ți arăt una dintre... Ții minte că odată am și stat amândoi am la pian. Fotografie cu tine îmbrăcat așa Moș Crăciun și cu un pisic în brațe și eu eram îmbrăcat în popular, da? Și era o ediție de Crăciun, știi? Sau din ajunul Crăciunului. Eu pe asta mi-o amintesc. Acum nu știu pe care ai tu. N-ai fost o singură dată. Ai fost de mai multe ori. N-am fost o singură dată, dar asta pe care... Ia să vedem. Deci fii atent, acum ne batem în memorii și amintiri. Și sper să am în telefon, așa cum îmi amintesc. Deci prima așa. Te înfățișează pe tine cu un acordeon. Așa, da, asta este una dintre ele, ai dreptate. Spune-mi, da, de ce eram îmbrăcat eu Moș Crăciun? Probabil pentru că era o ediție de sărbători, de iarnă. Cu siguranță, nu vezi că și eu sunt crăciuniță în felul meu. Da, da, tu dacă acum mai ești puțin blondă, iar așa? eu sunt invers, atunci eram blond. Corect, deci, uite asta n-am observat. Te rog foarte mult să eu m-am inspirat ăsta de la tine, tu de la mine. Da. Caut și eu în timpul ăsta. Dar fii atent, eu țin minte odată că a venit Richard Clyderman. Oh, ce frumos! Într-una din primele emisiuni a fost. Și țin minte că m-a invitat odată. Am venit la tine acasă, mă! Așa? Tu mai țin minte că am fost la tine acasă? Nu mai știu exact când și cum. Îți dai seama că e ceva timp de atunci. 2000, nu știu. Te caut fotografia eu acum. Ah, ce frumos! Nu, în 1999, mă. Nici nu știu când. Și țin minte... Ia cât. Vai de mine și de mine. O să ți-o trimit și ție. E singura persoană care îmi arată o poză cu mine de pe vremea respectivă. O să ți-o trimit. Da, pisicu! Da? Vezi? Da. Ce-ți spun eu, că nu degeaba am vorbit noi de pisicuți. Doamne ferește, da. Dar știi că acum am eu doi pisici, de fapt am mai mulți pisici. Așa. Nu ți-i spun pe toți, dar unul dintre ei seamănă cu cel pe care mi l-a arătat. Așa, mulțumesc pentru dedicație. Ce frumos. Cine te-a învățat să cânti la pian? Mama. Ai tu vreo fotografie și acolo. Eu uite-l și pe Clyderman, că tot ai vorbit de el. Da. O să ți-o trimit și pe asta. Neapărat, pentru că eu vreau să-ți arăt niște imagini cu tine cântând la pian.
rog. Nu, acum ne batem o fotografie. Da. Memoriile. Iertați doi oameni care își împart amintirile. Deci exact. Asta ești tu. Săracii, numai asta le-a rămas. E singurul lucru. Da? Dar o ai și pe cea cu mentorul meu alături, adică la același pian, dar o să ți-o arăt, eu sper că o am aici. Mama este cea care cânta la acordeon. Ea a fost cea care a făcut cursuri, a învățat să cânte bine la acordeon și, mă rog, între acordeon și pian nu e chiar o mare distanță. Și trebuie să tragi cu stânga mult, nu știu, da. La acordeon. Trebuie să tragem permanent cu burduful ăla, parcă se umple foarte greu. De ce nu au pus-o automat, auto? Să se singură, să se umfle singură. Da, să... ușor nu e. Uite, aici sunt cu mama. O, draga de ea. Stai puțin, că e același pian? Seamănă, da, e același pian, dar cred că acolo era mai micuță, adică la începuturile mele, cu mângâind clapele de pian. Și aici o să-ți dau și această fotografie cu mama, căci m-a întrebat cine a fost primul meu profesor, cu adevărat. Mama. Iartă-mă că îți spun lucrul ăsta, dar nouă ni s-au întâmplat niște lucruri, cel puțin cu pianul. E un lucru, o similitudine formidabilă. Ce crezi că am făcut eu 93 prima dată când am rămas singur în televiziunea română, pentru că n-aveam loc unde să stau? Unde m-am dus eu prima dată? M-am dus jos în studio muzical. Așa, m-așteptam. Mai mult decât atât, eu am făcut un trafic de influență formidabil la omul care avea cheia acolo și am zis, eu dăm cheia. Și luam cheia, mă duceam, intram și mă duceam la pian. Piesa pe care o cântam deseori era o piesă de Richard Marx, pentru că îmi plăcea mie, suna ceva de genul ăsta. Da. Exact. I will be right here with... Dar, pentru că zilele trecute am citit un articol despre tine, că undeva la o filmare așa, ai trecut la pian și ai început să cânti la pian, mi s-a părut atât de normală chestia asta încât te întreb. Eu unde văd un pian, sar pe el, că asta e. Vreau să sar și pe pianul buni. Nostru, pentru că dorința mea cea mare... Nu sunt pregătită. Nici atunci când sar pe pianul. Cine e pregătit, mă? Crezi că e mișina asta s-a pregătit? Nu, e așa la naturală. Hai, dar nu știu dacă mai știu ceva. Deci eu când mă duc la pian cânt chestia asta. Mi-au primele acorduri ca să mă liniștesc. Practic mă liniștesc pe mine primul. Așa e. E o chestie formidabilă. Nu trebuie să știi să fii mare tehnician, să fii un virtuos. Când apeși pianul, așa te liniștești e. Pe tine. Alții probabil, poate nu înțeleg lucrul ăsta, dar pentru mine, cel puțin asta se întâmplă. Ce se întâmplă pentru tine când te duci la un pian și începi să cânți? Mă întorc la rădăcini. Pur și simplu. Am sentimentul întoarcerii la seva, la esența mea. În primii ani de copilărie. Mă echilibrează muzica pianului. Pur și simplu mă readuce. Care e piesa pe care o cânți când pui? Sunt multe piese, dar uite, este una pe care nici în ziua de azi nu știu ce piesă este. Am auzit-o, mergeam la un moment dat pe stradă, nu știu cum, am auzit melodia, am ajuns acasă, am pus-o pe pian așa cum am reținut-o. Normal. Eu. Și îmi place nespus de mult și am mai cântat-o pe aici, pe acolo și m-au întrebat oamenii ce piesă e și n-am știut să răspund, dar mi s-a părut formidabilă și acum, acum cu Shazam-ul ăsta poate da, o ai reușit da, să aflu. Da, din fericire live-urile Shazam-ul nu le prinde, dar e plăcerea mea să-ți spun că Edith, dă-te imediat acolo. Dă-te de acolo. Bine, vreau. Nu, dar e plăcerea mea. De unde vii? De unde vii? Poți să vii pe aici. Să nu te arunci ceva. Nu, s-a dormat multe. Deci asta e plăcerea mea. Parcă mă văd pe mine în tine. Diminiști din mine. Acum nu am mai cântat de foarte multă vreme, recunosc. Fiica mea este până pianul acasă. Thank you.
Așa. Păi nu meriți tu florile noastre! Păi nu meriți tu toate florile minunate! Bravo! Deci, eu aș vedea în tine un om plin de pat. Hai să facem un concert de pian. Ah, ce frumos. E, acum n-aș sări chiar. A doua, ai sortat vinul cu florile? Sortez totul cu totul. N-aș merge până acolo, n-am permite să fac un concert de pian, cred că e prea mult. Dar ai un lucru pe care eu... Neplăcut, îmi place enorm. Ai un lucru pe care nu l-am văzut de foarte multă vreme. În primul rând, tu nuanțezi foarte bine. Ai avut vreo 3-4 stadii de nuanțare foarte importante. Nu l-am mai cântat de multă vreme, abia mai aminteam notele. Asta era temerea mea, că la un moment dat mă blochez, că nu mai știu notele. Dar ușor, ușor, așa, dacă l-aș mai cânta de vreo 2-3 ori, ar ieși. Pedala nu mergea prea bine acolo. Nu, pe pedala. S-a stricat pedala. Cu... Exact. Apăsați pe pedală prea tare, băieți, aici. Andreea, Ileana. Ai cunoscut-o pe Andreea, pe firma? E fata mea cea mare, Andreea. Măi, nu te cred. Nu o să mă crezi tu de mai multe ori, dar nu contează asta. Important este că Andreea, i-am zis, vezi că vine astăzi Andreea. Da. Așa zic eu, Andreea. Știu că ziua voastră este undeva în noiembrie. Sunt Andrei și Andreea. La capătul noiembrie, dar până atunci mai e. De aceea eu încep fiesta de acum. Andreea, iubirea mea, ce ai pregătit pentru noi astăzi? Tapasuri. Uite ce foarte frumos. Uite ce frumos. Farfuriuțe. Domnule, dar se și mănâncă aici. Nu numai nu că doar se mănâncă. Se vorbește. Se vorbește, se mănâncă, se cântă în principal. Dacă mai ești foarte drăguț, ești un foarte drăguț. Șervețel ceva, un șervețel. Sigur că nu, am eu șervețel aici. Am Domnule, câte... dar ce bine arată. Te rog, fără lucruri de genul ăsta, pentru că după aceea o să mi se propună o emisiune culinară și eu n-am chef de chestia asta. Dar deloc, cred că n-ai chef. Nu, dar să știi eu chiar gust. Nu, ce eu sunt foarte poftit. Eu n-am mâncat toată dimineața, să te aștept să... Și eu stau deja. Chestia asta cu... Cine a inventat asta cu roșie lângă mozzarella? Răspuns? Italia. Un italian. Gianluca... Mozzarella. Era mortadela. Nu știu, dar cine a inventat a făcut-o bine. Bine de tot. Da. Așa. Zi-mi o chestie. Cum s-a întâmplat chestia cu... m-am și pătat! M-am și pătat! Nicio problemă. Meniul e pe tricoul tău. Da, cine vrea să știe ce am mâncat, vine acum. Cum s-a întâmplat chestia cu ProTV-ul, cu cine dansează? Vent o propunere, da. Pe faptul că eu am dansat de multe ori în propria emisiune și se știa lucrul ăsta. Cu mine n-ai dansat niciodată. Deci, dacă nu m-ai invitat... În fine, deci a fost o propunere și a fost un lucru potrivit, pentru că îmi place dansul. Recunosc. Mult. Acum nu că sunt rău, dar te-ai dus într-o zi la Poiana Brașov, poza asta nu am. Dar țin minte că te-a fotografiat cineva și după aceea următoarea săptămână a ieșit poza în ziar. Tu ai un chef nebun de dans. Nu e... Vreau și eu să dansez puțin așa. Să mă... Nu. Tu când dansezi, ai un chef nebun de dans. Ăsta este unul dintre... O altă calitate a ta pe care iată că, vezi? De fapt, am un chef nebun de viață. Despre asta e vorba. Îmi place viața, o prețuiesc și îmi place să o trăiesc, știi? Despre asta e vorba. Am aflat un lucru și vreau să-l verific cu tine. E adevărat că... Verifică cineva în ziua de azi ceva? Pentru că mi s-a întâmplat, adică am văzut, am citit chestia asta și vreau să te întreb. Da. Amândoi am fost ucenicii lui Lazarov. Alături de Mircea Radu, alături de Dan Negru. Dacă îți mai arăt eu alături de cine. Alături de Raluca Moianu. Așa e. Și mă opresc, mai știi, mai ai vreun nume? Alături de Cosmin Cernat. Ploaia de stele. Exact, ți arăt imediat. Stai, ce așa. Mai știți vreo emisiune? Nu, sunt tineri. Sunteți prea tineri. Nu. Așa. Da, emisiunea asta o să se dea în reluare pe Trinitas, pe TVR4. Și mai sunt câteva... TV4. Da, acum s-a făcut și TV Cultural. Ia că-te aici. Eu o să simiți toate fotografiile astea despre care vorbim. Deci că aici poate avem vrei așa, să Dan Negru. Le împărtășești public. Cosmin Cernat, tu, nedespărțită în... Raluca Moianu și... Cove.
Cove. Așa, Cove. Da. Extraordinar. Aici eram, aici eram la o sărmăluță, ca să zic așa. Da, nu știu de ce, dar nu am fost invitat din nou. Păi pentru că ai fi mâncat toate sarmalele, da, de aia. Încheiem aici podcastul nostru. O să fie scurt, dar la obiect. Exact. Eu nu înțeleg. Pe vremea aia cam așa făceai. Acum văd că te-ai mai liniștit. No. Tu... Acum ai vrut să fii drăguță. Eu cred că acum vrei să intri... serios în ecran de câte ori filmezi un nou videoclip. Mi-am tăiat din păr și am zâmbit de la el. Apropo, îmi place foarte mult videoclipul, mă rog. Cu lucruri simple. Da, da. Care... Mulțumesc foarte mult. E baza a ce face aici. Da, v-a reușit? Nu scapi de întrebarea mea. Și o întrebare foarte interesantă, pentru că asta arată pofta ta, dorința ta de studiu și dorința ta de apropiere de televiziune. E adevărat că în primele luni, de surpriză, n-ai fost plătită de Lazarov? Da, e foarte adevărat, dar nu e un secret. Da, în primele 3 luni, nu doar eu, ci toți cei care, să zicem că luasem un prim, intrasem cu dreptul în echipă, fuseserăm aleși, dar ni s-a spus, n-aveți voi banii să plătiți câtă școală o să învățați aici, de la mine, în primele luni, după 3 luni, scapă cine poate, știi cum. Rămâne numai cine cu adevărat merită. Acum, în ziua de astăzi, tinerii noștri se duc și îți cer și pe mama și pe tata de la primul pas pe care îl fac în biroul în care sunt intervievați. Ori de aia nu ajung ei prea departe, pentru că ei nu știu că performanța nu se atinge așa. Performanța înseamnă să începi și din genunchi, să speli pe jos, să dai cu mătura, să le faci pe toate, să le înveți pas cu pas pe toate, ca apoi să știi când vei fi tu mare ce să ceri fiecăruia. Corect. Și să respecti munca fiecăruia. Da, 3 luni n-am fost plătită, eram prima, plecam ultima de la redacție, iubeam ceea ce făceam, se vedea entuziasmul meu, în ciuda faptului că nu eram plătită și nu eram nici vreo persoană bogată sau cu cine știe ce resurse de acasă, dar resursa cea mai prețioasă pe care o aveam eu era această dorință de a reuși și de a demonstra și de a face o treabă bună. Și cu această resursă am avut de câștigat apoi. Și după aceea am fost și plătită. Deci, care-i graba până la urmă? Extraordinar ce discrepanță, într-adevăr, așa cum ai spus, între ceea ce era atunci. Mie, vreau să spun sincer, eu am avut o singură vizită la Madrid. Horia, uite cum se treaba. Su casa, mi casa, că asta este primul lucru pe care mi-l spunea. Ia să mă iau eu, deci, te rog, cât povestești tu. Su casa, mi casa și la un dat îmi spunea, uite, da, stai, astea cu... Toate bune, toate. Foarte ideea. Cine l-a făcut? Eu. Voi? Eu. E, și nu dincolo știm de întâlnirea asta... Dar știm cine le-a mâncat. Da, și dincolo de chestia asta vreau să spun că mi-a spus Horia. El încerca și... peste ani mi-am dat seama de chestia asta și cred că la tine s-a întâmplat la fel. Horia, uite, trebuie să faci asta. Îmi spunea cu atâta ardoare, dar vedea mine tânărul ăla care era tot timpul... Nerăbdător. Dar ăla ce, stai puțin, pentru prima dată, eram pentru prima dată singur în 99, m-am dus prima dată singur în Madrid, eram entuziasmat de locație și entuziasmat de cadrul ăla acolo, iar îi zicea, alo, concentrează-te la mine, știi ce... Mi s-a părut încântător lucrul ăsta. După aceea, peste ani, ce ani, am văzut la o emisiune de farse de la Mircea Radu. Da. Când ne-am salutat și el era în spatele, din nou în spatele unor camere. Dar tu știi, termină tu povestea și să nu uit eu să-ți spun care a fost incursiunea mea, de fapt, surpriza pe care am avut-o, de cum am pășit în Spania prima dată, chemată de Valeriu Lazarov la un training acolo. Por favor. Dime, por favor. Nu, termină tu povestea. Nu, am terminat-o, gata. Ajung, vorba ta, singură în lume, vai de capul meu. Așa, de la aeroport iau un taxi să merg spre adresa pe care o aveam. Care adresa era? Turnul nu știu care, turn, cel mai înalt turn din centrul Madridului, nu știu ce, unde Lazarov avea birourile companiei sale, prime time. Și... urc în taxi. Deci, atenție,
un taximetrist, normal, nu era trimis de cineva, adică să mă aștepte și să-și facă vreun discurs. Mm. Un taximetrist luat la fața locului, random, da? Urc în mai, spun, vreau să merg la Picasso Tower, nu mai știu cum. Așa, așa. Îi spuneam eu atunci adresa exactă, așa. Și el zice, la etajul 40 și nu știu cât. Eu mă uit așa ciudat la taximetrist. Zic, ce vrea să zică ăsta? Ce treabă are taximetristul? Că zic, doar nu mă duce la etajul 40 cu taxiul, da? Zice, mergeți la domnul, la regele Valeriu Lazarov. Rei, da. Am rămas uimită. Zic, dar de ce îi spuneți așa? Păi el este regele televiziunii și aici și în Italia. El a făcut și televiziunile lui Berlusconi, este multipremiat, face niște programe extraordinare. Jos pălăria, sunteți o norocoasă dacă mergeți la Lazarov. Un om normal din Madrid. Țin minte că, și apropo că știu foarte bine despre ce vorbesc, el a făcut o chestie, o revoluție, din câte am auzit, n-am văzut, dar am auzit, că el în loc să filmeze normal și să taie între camere. A creat o tehnică nouă. A creat o tehnică de filmare. De trans formidabil și de fiecare dată se emisiunea respectivă era plină de transuri și la sfârșit era nebunit. Ca atare, imediat după aceea, audiența a fost bună. Au existat și telefoane care erau obișnuite cu tăitura dinainte și au zis ce e asta, pentru că noul de fiecare dată se întâmplă cu puțină opoziție. Trezește indignare. Exact. Iar dincolo de chestia au zis, băi, unii, formidabil, ce revoluționar. Da, și a rămas revoluționar. Da. A fost premiat pentru inovațiile sale în materie de televiziune. Apoi, cum să zic, miliardari ai domeniului au investit în el, el fiind un român, să nu uităm, care a fost premiat pe vremea lui Ceaușescu, tot pentru o chestiune legată de televiziune pe care a făcut-o și a plecat în străinătate să ia premiu cu voie de la Ceaușescu și a rămas acolo. Deci el a fugit din țară și a dovedit peste hotare că e un mare om care aici nu s-ar fi putut exprima și nu... Uite, lucrul ăsta nu știam. Da, el practic așa și-a început drumul, ca un fugar. Extraordinar. Da. A fost unul dintre puținii români în domeniul ăsta. Da. Extraordinar. Dar nu uita că înainte de 89 aveam niște oameni tip... Bocăneți mai mult. Exact, erau foarte buni prieteni. Dacă mă uit acum la niște filmări, se pot compara cu unele făcute cu clipuri internaționale. Exact, exact. Și cum să zic, cu simplitatea și cu cu accesul la puține lucruri față de ce se întâmplă astăzi. Oamenii aceia făceau niște lucruri impresionante, care îți rămâneau pe retină, care îți rămâneau în suflet și despre care, uite, vorbim și astăzi. Corect. Faptul că ești jucăușă, dar în același timp dornică de mai mult, asta e o chestie pe care viața ta, cariera ta o arată din plin. Dar și dornică de corectitudine. Sunt obsedată de asta. Adică nu vreau, joaca-i joacă, dar nu dincolo de limitele, știi cum, aici în grădinița noastră, în curtea noastră, știi? Nu dincolo de limitele corectitudinii sau nu... până acolo unde să calci în picioare inima sau nu. Respectul telespectatorului. Să te descoperi pe tine. Asta e dorința ta cea mare și am cel puțin două exemple în sensul ăsta. Yes. Prima este, ți-o arăt direct poza, că altfel... Da. Deci, eu mi-am dat seama de tine, am realizat că ești tu, atunci când ai povestit despre grădina ta. Da. Deci, la Masked Singer, da. Și, bineînțeles, urmează și poza noastră. Ce haios a fost. Asta a fost Masked Singer, este un spectacol în care personalitatea ta, Andreea Marin. Da, m-am potrivit foarte bine spectacolului ăsta. Da. Mm-hmm. Da, te-ai potrivit din plin. A fost un spectacol în care, stai puțin, eu sunt în spate. Dar stai să vezi cum fac eu în față, cum uit de mine și dau toată personalitatea mea măștii respective. Chestia asta e o dovadă, mai ales că tu trebuie să stai acoperită și secretoasă până la, exact, până la final, capăt. Da. Mm-hmm. Din punctul ăsta de vedere, vreau să spun că ai fost
ai câștigat de altfel. Asta e o chestie normală. Cred că se afla în planul tău ăla, de ăla perfecționist. Dom'le, nu, aici... eu dacă mă implic într-o treabă, nu sunt chiar așa de... Adică dacă nu câștigam și eram pe locul 2 sau 3, nu era vreo dramă, bineînțeles. Dar dacă mă implic într-o treabă, o fac serios. Chiar asta le-am spus și celor de la ProTV. Ori mă implic, ori nu mă implic. Adică nu-mi pierd timpul pe aici. Nu vin pentru bani. Adică pentru mine televiziunea e pasiune. Desigur că da, într-un proiect când te implici, trebuie să fii și remunerat conform efortului, absolut, imaginii și timpului petrecut și așa, sigur, mai departe. Da? Sunt mai multe direcții pe, da, care le bifezi. Da? Dar pe de altă parte, sunt lucruri pe care le fac și fără să mă gândesc la asta, din pasiune pur și simplu. Așa a fost și când ai cântat acest refren? Ia să vedem. Ce am cântat, domnule? Asta ai cântat. Cu bunica bate doba. Da, dar nu mă mai pune să cânt. Nu, nu te pune să cânt, Doamne vrește. Cu burta plină. Nu, cu burta plină, nu. De... Bunica, da, de... bunica bate doba. Doamne și domnilor, acum e acum. Aici pe tine te las. Bunica bate doba, bunica bate tare, bunica bate doba cu măciucă în casă mare. Bunica bate doba, bunica bate tare, bunica bate doba cu măciucă în casă mare. Bine ați venit la podcastul. Când ai început să cânti piesa asta, mai ales că o cântai prima dată în engleză, toate strofele, nu vreau să te chinui aici cântând în engleză și toate. Și de vocea mea nu era deloc vocea mea. Îmi schimbam foarte, eu pot să-mi schimb foarte bine vocea. Asta e una dintre întrebările pe care vreau să ți-o adresez. Câte voci? Da, da, deci... am camuflat-o foarte bine, iartă-mă, e adevărat. Da? Nici eu nu mă recunoșteam. Ca să fiu sinceră. Practic, chinul principal la emisiunea asta e să-ți camuflezi vocea. Da, da, da. Nu, pentru mine cred că e un talent. Ăsta e un talent. Da, 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 da. Pot să fac diverse voci, într-adevăr. Adică aici mi-a ieșit. Ți-a ieșit la asta? Da. Deci ia de aici. Numai cine mă poate cunoaște foarte, foarte bine, da, poate să mai vadă niște nuanțe. Dacă tu ești unul din oamenii care mă cunosc foarte bine, normal că puteai să-ți dai seama. Normal pe că au fost mai acolo multe indicii care m-au condus către tine. Așa. Aia cu grădina, chiar că da. Ai dreptate. Grădina era clară. Mai ales că din timp s-a dat acest indiciu. Deci, că n-a fost clară pentru toată lumea. E o chestie aici, nu e o piesă grea, da, dar este o piesă care, deși are un titlu mai dur, ai cântat-o, asta ca să spun clar. Dar este eu te reprezint într-un fel. Ia să vedem, dar ce chiar piesă aici? Și o să te ajut să o cânti. Așa se numește piesa asta. Aha. Nu mai țin minte, să știi. Atunci am repetat-o. Lumea zice că trebuie să mă las, să pun deoparte, să cumpăr o casă. Eram timp, dar la restul sunt ceas. Ce? Mă dore la boss. Au! Zic unii căci că m-am ars, să fac loc pe ringul de dans. N-am stil, dar la fete sunt ans. Ghișe! Mă dore la boss. Nu mă doare iubirea, nu mă pierd eu cu firea. Nu mă doare simțirea. Come on! Mă doare la bas. Nu mă doare chitara, nu mă doare vioara, nici măcar nici vioara. Mă doare la bas, mă doare la bas, mă doare la bas. Aici te las pe tine, gata. Deci din punctul meu de vedere, chestia mi-a asta... Mi-a fost foarte greu să cânt melodia asta. De ce? Pentru că e prea... prea jos pentru mine și dacă o schimbau, după aia devenea prea sus. Adică, indiferent cum schimbau tonalitatea, anumite părți nu erau potrivite pentru mine. Și a fost foarte greu de făcut în studio, de repetat, în fine. Adică nu e o muncă ușoară în studio. Cine își închipuie că e simplu, chiar nu a fost. Sub nicio formă, dar tu știi că noi am avut un proiect muzical împreună? Mai zi-mi, că nu mai amintesc acum. Vezi, Andreea, tot... legat de mine ai cam uitat. M-ai trecut pe planul 4-7-9.
Așa. În primul rând, trebuie să amintesc, te respectă celor, a plecat unul, că acum e supărat, că trei care au rămas. Le spunem și noi că noi doi, alături de Tania Budi, continuă tu. Nu mi-am amintesc, spune tu. La câte am făcut în 30 de ani, sincer, nu mi-am amintesc pe toate. 30 de ani s-au dus, uite, cum s-au dus la tine. Așa e azi. În orice caz, acum știu foarte clar că e misiunea mea în viață. Înseamnă că n-am avut vreo mare realizare cu treaba asta, eu personal. Pentru că dacă aveam, o țineam minte, e clar că nu mi-a ieșit. Deci, în primul rând, noi doi, 97, am prezentat Cerul de Aur. A, bine, asta da. Asta e altceva, asta nu se cheamă proiect muzical pentru mine, adică... Asta apropo de amintirea noastră de televiziune. Da. După aceea, mai târziu, în anul 2000, spre final, noi doi am... Asta aici cu Cerul de Aur. Și după aceea, noi doi am făcut... Atenție, copii! Da, bineînțeles! Deci, este când am repetat-o, pentru că am repetat piesa asta, Cristi... Prietenul meu de 23 de ani din Craiova, el a zis, piesa asta este preferata mea. Și am zis, da, mi se pare normal. Dar care, domnule, arată-mi și mie că m-ai făcut curioasă. Vezi ce te incit? Da. Este piesa pe care tu ai cântat-o într-un proiect muzical făcut de, produs de Liliana Ștefan. Ia să vedem. Bă, dar nu-ți mai aduce aminte nimic. Da, deloc. Extraordinar. Ești formidabilă. Ești formidabilă. Mai auzi, nu cumva nu eram eu? Nu cumva tu nu ți-amintești? Doamne și domnilor, pentru cei care doresc să vadă activitatea muzicală a Andrei, puteți intra pe internet și să scrieți așa: Andreea Marin, cutiuța muzicală. Acolo veți vedea mai multe cutiuța piese. Cutiuța muzicală, gata. Acum, eu scriu așa memoriile, draga mea, nu altceva, eu mă ocup de ele. Te rog frumos, că pe mine nu mă mai țin. Da, eu o să scând prima. Așa, ia zi. Eu am 10 degețele, ce-am voie să fac cu ele? Eu am 10 degețele, ce-am voie să fac cu ele? Să le bag în nas? Nu! Să le pun inele? Da! Să te piși obraz? Nu! Să pictez cu ele? Da! Mulțumesc! Bine ați venit, copii! Ne întoarcem la piticot! Eu am 10 degețele, ce-am voie să fac cu ele? Eu am 10 degețele, ce-am voie să fac cu ele? Atenție! Ia uite ce-am voie! Să le bag în sos? Nu! Da! Să mângâi pisica? Da! Să le înțep în cos? Nu! Să ajut bunica? Da! Și hey! Să fac ceva! Asta e Andreea Marin Bală! Eu am 10 degețele, ce-am voie să fac cu ele? Uite ce fac eu, a? Eu am 10 degețele, să mănânc eu pot cu ele. Să mângesc pereții? Nu, domnule, nu. Să cânt la pian? Da! Să mă joc în bărzi? Nu! Să duc un ghiozdan? Da! Nu, ultimele două versuri trebuie schimbate. Ia zi. Ultimele două versuri trebuie schimbate. Păi, eram mică, asta cu, aia cu, cu să mă joc în bălți? Da! Păi când eram mică, ai mei mă lăsau la joacă, așa, afară, în fața blocului, cu toți copiii. Doamne, ce era pe capul nostru? Jocurile copilăriei, de la 9 pietre, săgeata și așa mai departe. 9 pietre, cum era asta? Nu știi? Nu. Așezai 9 cărămizi sau pietre, una peste alta. Nu cred. Făceai, da, așa. Și nu știu, nu mai țin minte, dădeai cu mingea, nu trebuia să le dărâmi sau trebuia să le dărâmi. Am nu înțeles. Știu, o chestie de genul. Așa. Dar cu bălțile, care-i treaba? Ploua la un moment dat, așa, nu fiecare zi era însorită, da? Nici măcar ploaia nu ne alunga de la joacă, eram atât de prinși că nu vroiam să plecăm acasă și nici măcar setea nu ne alunga. La un moment dat ne era atât de sete încât ne așezam și beam din bălți.
Nu, deci, nu era treabă de microb. Da, n-aveam nicio treabă pe vremea aia. Ai înțeles? Luam roșia direct de pe arac, dintr-o grădină vecină, frumos, o mâncam, cu asta trăiam toată ziua. Uite așa. Cu roșia e ok, dar... Da, da. Asta cu balta nu-ți place, a? Da, asta cu balta... Nu vreau să spun, eu am văzut foarte, apropo de ce zicea de Edi, de history, am văzut foarte multe emisiuni astea de supraviețuire în așa? Care sunt trimiși oameni în fundul gol. Nu știu dacă ați văzut asta. Pe o insulă, peste 21 de zile te iau. Dacă reziști atâta, primești nu știu câți bani. Și dacă nu reziști, ce se întâmplă? Omul zice acolo cu un singur cuțit, cu două elemente, cu un singur cuțit și cu o cremene ca să-și dea drumul la foc, să facă foc. Să descoperă unii palții în E, te duci acolo și cu cameramanul după tine. Bun, te duci acolo, 20-30 de zile trebuie să... Oamenii ăia vedeau o baltă după 10 zile, deci asta mă gândesc, să bei din bălți. Și de fiecare dată unul sorbea, că nu mai putea de sete și peste câteva timp... Asta depinde, nu știu, pe strada mea era curat. Să comutăm filmarea pe strada. Nu eram prin junglă pe undeva. Trebuie să scap de fapt. Nu, o scap eu, da? Pentru că am o întrebare dură. Tău, draga mea, Andreea, te rog. Vreau să te întreb dacă ești îndrăgostită acum. Da, perfect. Dar nu e dură. Așa, te rog. Perfect. I-ai cântat iubitului tău vreo melodie de dragoste până acum? Băi, tu vrei să-l alung? Nu-i când nimic, stau cu minte. ai perfectă dreptate, numai că atunci când ești îndrăgostită, că ești îndrăgostit, așa, ți se mai pare și că ai voce, nu? Atunci când cineva cântă dincolo de ton, tot miere intră în urechea ta. Bun. Eu îți propun o piesă. Hai de mine, știi. Dincolo de dincolo de noi. Așa. Așa. Eu îți propun o piesă pe care ai cântat-o o singură dată. Doar că piesa asta este... Tricolorul sau ce? Nu, nu. Piesa asta, când te-am văzut cântând-o... Fică, în clasă ne obligau, în clasa la școală, da? Ne obligau să cântăm... A fost dorința ta să o cânți. Ia să vedem, domnule. Deci fii atent aici, a fost dorința ta să o cânți. De unde până unde am cântat eu melodia asta? Că nu știu. Nu recunosc nimic. Ia zi că nu știu. Dragii mei, la această bucată spectaculoasă a venit și Alice. Bună, Alice! Trebuie să mă ghidezi. Nu mi-e seama. Cântai piesa asta cu Sofia Gicoveanca. Parcă nu asta am cântat. Atenție! Ia să vedem. Și așa, măi! Baba mea mă către seară vine și mă strig afară șandiri-diri-diri-dira. S-a vedut că ești la poartă ca să te sărut odată șandiri-diri-diri-dira. Odată de 10 ori șandiri-diri-diri-dira. Că din asta n-ai să mor și-am diri 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 dira. Zi, Alisa! Și zici așa. Măi, Vasile, cum n-aș merge, dar mă muca mă pântește și-am diri 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 dira. Stă-n cameră ghemuită cu cojoaca pregătită și-am diri 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 dira. Am să încerc să ies afară și-am diri 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 dira. Și-ai să vezi ce scărmăneală și-am diri 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 dira. Iau mamu cocofa-n mână s-aduc capă din fântână și-am diri 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 dira. Las că merge Niculuș, că afară-i Lunicuș și-am diri 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 dira. Lunicușul-i cu prișina și-am diri 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 dira. Și te strigă la peștină și-am diri 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 dira. Dira.
și cu ochiul la Vasile Săracușa. Diri-diri-diri-dira. Și Vasile bate-l vina strigă cât îl ține gura. Așa diri-diri-diri-dira. Țavetucă de când strigu. Așa diri-diri-diri-dira. Am bineții de frigu. Așa diri-diri-diri-dira. Și vede mare parte. Cât ai fi de bine țintu. Așa diri-diri-diri-dira. A, de curând m-am văzut cu Sofia. Doamna Sofia Vicoveanca, no. O minune de om, o minune. Da, mulțumesc, mulțumesc că mi-ai amintit. Da, de unde pofta asta? Tu ai o poftă formidabilă să cânti lucruri de genul ăsta. Păi, sunt moldoviancă. Ce? Nu ne place, domnule, viața. Dar în toată țara asta sunt oameni cărora le place foarte mult să cânte, nu numai Moldova. Adică și mie... Nu, una e să-ți placă să cânti, alta e să-ți placă să trăiești. Ai înțeles? E o diferență. Na, nu știați. Ai mei, n-au... Adică prin tot ce faci, tu trăiești, respiri viață. E puțin diferit. Că-i dans, că-i cânte, că-i scris, că-i orice-i faci. Cineva mi-a spus, cu textul, o păsărică mi-a spus că ție îți place să te duci în vacanță, în special în Italia. Da, recunosc. Așa, cumva regăsesc din spiritul nostru, de latin. Absolut. Adică mă simt ca acasă. Dar, na, e o arhitectură specială, e o muzică, e o mâncare extraordinară. Oamenii au acest spirit. Și să știi că ludic, sunt... iubesc viața ca și mine. Da, îmi place. Îmi place și România, bineînțeles. Nu laud Italia în detrimentul României. Tocmai ai dovedit-o din aur. Dar, da, așa. Mă tot gândesc la faptul că nu știu cum în Italia te simți așa. Mie personal, când sunt în Italia, mi-e să cânt. Și o să râzi. Probabil că în România cineva zice: mai taci, bă, din gură. Dar acolo nimeni nu te oprește. Corect, da, corect. Între noi fie vorba. Zim ce ai, o melodie care ți-a sunat ție frumoasă în italiană. A, nu mă supune la teste, că nu mi-amintesc acum titlurile. Dar nu titlurile. Uite ce aud acum, îmi place foarte mult. Ei sunt toți mafioți aici. Exact. Ei n-au exact. Nimic. Exact. Este o mafia instrumentarului, instrumentiștilor din România. Mafia orchestrelor și a muzicii, industriei muzicale românești. Uite, Toto Cutugno îmi plăcea nespus de mult și de-aia am și ținut să l-am invitat în emisiunea așa, mea. Așa, așa, l-am tot. Iubit pur și simplu. Așa, că l-ai... Da, nu, da, nu, da. Nu, nu, lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Italiano vero. La 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 la. Știu că frumos. Te duci din când în când acolo cu iubitul tău, de aceea aș vrea să spun că... Anual, de fapt. În același oraș? Cam în același loc, dar nu numai într-un singur loc. Ne place foarte mult Capri, insula Capri. Știi că n-am fost niciodată Capri? Trebuie să ajungi. O dată în viață măcar. Ne place tare mult Amalfi, da? Amalfi, Como... Mă rog, și Roma e superbă. N-am văzut totul, Toscana. Dar e mult de explorat în țara asta. Ții minte că ne-am cântat, eu n-am colindat cât am cântat în Italia. Și ne-au rugat unii când am cântat: cântați și parla più piano. Și am înțeles, aoleo. Ce s-a mai întâmplat? Vreau să fur platourile de pe masă.
platourile de pe urât, masă? Urăges, urât. Ăsta doare pe noi. Mai lasă-le două... Mai lasă-le două minute. Bine, hai, fugi, dă brânzica și fugi. Uite, uite, bine, uite, mănânc eu asta, ultima și pot să-i platou. Da, de sigur? Nu. Nu. Asta nu mi-a plăcut. Chestia asta nu mi-a plăcut. Iartă-mă, știi că ești o condică, știi acum după podcast. Te rugăm frumos să facem acest... ce v-a plăcut și nu v-a plăcut, pentru ca noi să schimbăm programele și serviciile viitor. Da, două de nu mi-a plăcut. Să scriu aici că nu, ți se ia mâncarea din față, nu e frumos. Nu. Pentru că pentru că sunt enamorată. Așa. M-am gândit că un vârf al proaspetei tale cariere de cântăreață ar putea să fie asta. Aoleu! Deci, fii atent aici. Ia. Yeah. Eu sunt lângă tine. Așa. Nu te las singură. Dar bun. Piesa asta ar fi cea mai frumoasă declarație de dragoste oricărei persoane ai vrea să-i faci. Ia este o piesă vede. Care... Da. Care, pe care cântat-o. Scuză-mă. Așa. Nimic din ceea ce ți-am pregătit astăzi. Nimic nou sub soare. Și să spun, Andreea nu a repetat ceea ce cântă astăzi. Măi, dă-mi piesă înapoi! Dă-mi piesă înapoi! Așa, da. Deci... Cred că e și tonalitatea ta. Nu te grăbi, sunt aici. Începe tu, te rog, că nu... Încep eu, ca de, nicio problemă. Da. Și nu e o piesă străină, e o piesă românească. Aș vrea să auzi ce nu auzi, îți vorbesc să simți ce nu simți când te iubesc. Aș vrea să auzi că și atunci când te șoptesc și spun ce-mi doresc, când tăcerea e prea grea. Orice s-a întâmplat, tu ai rămas cu mine. Când am fugit de noi, tu m-ai tras spre tine. Îți amintești când îmi spuneai: știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să accept să fiu altcineva, de teamă că ai plecat. Știi că o vorbă schimbă tot, chiar dacă arunci întâmplător. Dar ți-a iertat orice păcat și încă mai fac, fiindcă iubirea schimbă tot. Live! Andreea live! Haide, bine! Nu. O mai supune testelor de genul ăsta. Știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să încep să fiu altcineva, de teamă că ai plecat. Știi că o vorbă schimbă tot, iar dacă arunci întâmplător, ar ți-am iertat orice păcat și încă o mai fac, fiindcă iubirea schimbă tot. Pregătește sala Palatului! Bravo, Andreea! Hai de bine! Pregătește... zile, Andreea Marin în pregătește concert. Ușa de ieșire. Zi, și nu o să din naivitate, nu o să intri acolo din naivitate, o să intri direct pe ușa din spate, e culise, și după aceea intri pe scenă. Zi, Andreea Marin live e titlul. Andreea Marin live. Și toată lumea o să întrebe, dar ce face? Surpriză. Voi vedem noi. Surpriză. Vedem noi ce face ea live. Da, e ăsta e. Asta e. Inamorata, se inamorata foarte bine, trebuie să cânți. Eu când sunt inamorată, ce mi se întâmplă absolut în fiecare zi, lucru care mi se întâmplă în fiecare zi, eu în fiecare zi trebuie să cânt.
mi-am zis, era pe cutiuța muzicală, e o piesă pe care o știi, o zi în care n-ai făcut nimic, e o zi pierdută. E la mine, așa e. E o zi când n-ai cântat deloc, e o zi pierdută. O zi în care n-ai cântat deloc, e o zi pierdută. O zi fără podcast cu Andreea, e ca și irosită. Iertați-mă pentru poet, domnule, poet. E, păi, nu mai sunt, am fost doată. Draga mea, te rog. Întrebarea asta vreau să-ți o pun de peste 20 de ani și acum am apucat să ne vedem. Uimește-mă. Câte antrenamente au fost necesare pentru Kilimanjaro? Unul pe în Urcuș pe Bucegi aici, la noi. Apoi am fost să fac acele teste necesare pentru a vedea capacitatea plămânilor de a duce o respirație acolo sus unde, mă rog, la peste 5.000 de metri, da, unde nu stai prea bine cu respirația, da? Și apoi eu sunt o fire sportivă, deci nu a fost nevoie de un antrenament special, ci de foarte multă voință și răbdare, pentru că pe Kilimanjaro urci pole-pole, cum se spune în Swahili, încet, încet. Nu trebuie să te grăbești, pentru că poți oricând să-ți luxezi o gleznă sau să faci o altă, nu știu, năzbâtie sau să nu reușești să respiri cum trebuie atunci când ești la altitudine mai înaltă și când ai și dureri de cap, grețuri. Deja, grețuri? Da, aerul este rarefiat și atunci nu mai poți respira cum trebuie. De la da, dureri aerul? De cap, sigur că da. Uh-huh. Câte zile a urcat ascensiunea? A fost o săptămână. O săptămână? Da, da. Cu pornit din zona luxuriantă, să zic așa, cu plante, cu tot ce vrei, cu animăluțe, exotic, așa, da. Până sus la, în zona ghețarilor veșnici, unde nu mai vezi tu niciun pic de plantă. A fost o clipă în tot drumul ăsta de o săptămână, ai zis, la revedere, băgați-vă excursia asta în buzunar, mama e de excursie, da, mă întorc. A fost exact la coborâre. Coborârea este mult mai grea. Nu cred. Da, există documentalul Kilimanjaro pe YouTube și oricine poate să-l vadă, cine nu l-a văzut pe National Geographic, unde a fost dat, sau pe televiziunea națională, însă coborârea este mult mai grea, pentru că ești după un efort considerabil, ultima noapte, urci de la 12 noaptea la 7 dimineața, ca să prinzi răsăritul printre ghețari. Este ceva special. Acel urcuș într-o noapte cu niște temperaturi care intră în adâncul oaselor. Este ceva, un frig incredibil și urci numai pe piatră. Nu mai există acolo nici fir de iarbă. Așa. E gheață sau piatră? Și e foarte frig, foarte frig. La un moment dat era să pierde momentul final din a-l filma, pentru că noi făceam și documentar în același timp, pentru că se blocase camera. A trebuit, colegul meu a avut inspirația de a lua bateria și de a pune-o înăuntru sub haină pe pielea lui și numai așa a reușit să o resusciteze și să filmăm câteva minuțele când am ajuns sus printre ghețari, pentru că altfel n-am fi avut nici măcar dovada că da, noi corect, suntem da, acolo, da, da. Știi? Un efort considerabil și coborârea se face, tu urci o săptămână, câte o diferență de altitudine, cam de 1000 de metri, mai mult sau mai puțin pe zi, însă de coborât cobori totul odată. Cum auzi, de coborât cobori până jos. Nu te țin genunchii. Adică tu ai pietriș de care trebuie să te proptești, alunecă, și tu trebuie să cobori și abia te mai țin genunchii după efortul considerabil făcut înainte, și dacă ai porni odihnit în ziua aceea și să cobori, tot greu ți-ar fi, și când ajungi ești la pământ, ce să mai discutăm. Deci în clipa în care m-au zis, deci când m-am întors am zis că eu nu mai urc ca să nu mai cobor. Înțelegi? Bun, asta. Așa. Când am auzit că ai făcut lucrul ăsta, eu care sunt îndrăgostit de pădure și de munte, dar n-am fost decât pe 2549, care moldoveanu. Da. Mi-am zis, măi, îmi trebuie un munte mai puternic.
decât vârful moldoveanu și am zis, da, uite, uite, Andreea, dacă a reușit Andreea, de ce, de ce nu mă interesez și eu? Și vreau să spun că lucrul ăsta, dacă eu ți-l spun, înseamnă că mai multă lume a auzit inevitabil de toată aventura ta, femei, bărbați, sigur, mai departe, da, sigur, și sunt oameni care s-au dus după aceea. Privind documentarul, au căpătat curajul și s-au dus și ei. Ei, dar acum spun o întrebare la care să-mi răspunzi foarte sincer. Eu răspund sincer la orice, să știi. Te ascult. Mi-am dat seama, în afară de când nu m-ai băgat în seamă la mesă. Mă rog, așa. 30 de ani m-ai ignorat. Ok. Așa. Și, n-am Violet... și iată, n-am greșit. Da, ia, da, da. Extraordinar. Hai să fiu sincer. Aici se încheie podcastul. Vreau să întreb o chestie. Violetei. Da. Violetei, îi spui, i-ai spus vreodată, uite, fata mea, faci ce vrei în viață, dar urcăși tu în munte o dată? Încă nu. Este încă destul de mică. Dar urmează și această lecție. Da, de ce nu? Mi se pare o lecție prețioasă. Extrem de prețioasă. Dar... Și eu spun acolo sus pe munte, spun un lucru. Cine nu are un munte, să-l caute. Și să-l caute în viață, nu neapărat un munte fizic, un munte în viață, ca o metaforă. Să-l caute și să-l urce, pentru că până atunci n-a trăit cu adevărat. Va descoperi că până atunci n-a simțit viața prin toți rărunchii până când nu-și urcă propriul munte. Copii, următorul concert va fi pe Kilimanjaro, să spui acasă. Îi spar și tu antrenamente, o săptămână, pregătire o săptămână, urcare o săptămână, așa, revenire o zi. O lună. Da? Exact. Bun, nu te ascultă nimeni acolo, dar nu contează. Cântați în transmisiune live. În live, nu contează. O facem cu camera, că nu mai avem unde să ținem. Așa. Ce munte, la propriu, nu ca metaforă, mai vrei să escaladezi? La propriu nu, m-am lecuit. Hai mă, nu, bro, nu cred, mă. Nu, domnule, gata, l-am urcat pe al meu, mi-am făcut datoria, adio. Rămân o legendă. Nu, așa piși picolușa, ia. Nu. Pi la noi, dacă cu drag. Dacă te mai întrebă ceva chestia, și Andreea, ce mai... Las deschisă ușa acestor escaladări. Mai mă consult cu echipa mea și... Da, da, rămâne doar deschisă. Așa. Da, da. Nu, da, eu da. Nu ți răspund diplomatic, eu ți răspund real. Nu, e greu tare. Și nu sunt o împătimită a munților. Am făcut acest lucru pentru că am vrut să trăiesc și această experiență în acel moment al vieții. Frumos. De la munte la un alt munte al tău, care văd că îți face mare plăcere, deja ai deschis să puțin subiectul despre el și vreau să-l atingem cu adevărat. E adevărat că pentru ultima ta afacere de a pune pe picioare studioul de filmări, te-ai împrumutat la bancă? Pentru a achiziționa acea clădire, da, el nu e doar un studio de filmări, are mai multe studiouri înglobate, are tot ce-i trebuie pentru a fi un hub creativ multimedia, cu transmisiuni live, cu evenimente indoor, outdoor, cu filmări pentru campanii, cu ședințe foto profesionale, creație, de toate. Însă da, nu am avut bani să cumpăr acea clădire care era foarte bine poziționată, fix lângă casa mea, da. Și în felul acesta am putut să unesc corect. Două grădini, să fac o trecere dintr-o clădire în alta. Mă rog, m-a ajutat foarte mult această poziționare și a meritat, nu eram pregătită pentru un asemenea efort. Și atunci a trebuit să caut resurse exterioare și ce? N-a fost ușor. Care e dorința ta cu acest hub? E o chestie care, practic, toată viața ta e acest hub, în sensul că toată viața ta te-ai pregătit pentru a coordona proiectele. Să fiu stăpâna propriilor decizii și propriilor proiecte, până la urmă. Și asta am și devenit, pentru că hub-ul deja își face treaba. Da, am văzut multe începuturi, multe interviuri, multe filmări din podcasturi pe care le producem acolo, evenimente corporate, workshop-uri de toate felurile, ședințe foto, filmări, spoturi, de toate. Bun. Și creație, bineînțeles. Campanii pe care le punem la punct de la A la Z.
tu ai avut și cred că ai în continuare, și asta vreau să-mi spui, o legătură cu UNICEF-ul. Da, sigur, sunt ambasador UNICEF pentru România. Zi-mi câte campanii realizate alături de cei de la UNICEF? Le-am pierdut numărul. Nu ele știu au fost în România, în afară? Și în România și în afara țării. Nu știu, să-ți dau un exemplu. Atunci când, practic am început cu o campanie pentru Asia, atunci când s-a întâmplat nenorocirea cu tsunami. Cu practic tsunami așa a început colaborarea mea cu UNICEF-ul. Eu, fiind atunci la televiziunea română, am fost foarte impresionată, fusesem în Asia înainte, făcusem documentar acolo. Mi-am dorit foarte mult să fac eram foarte impresionată de ce s-a întâmplat. Și mi-am dorit să mă întorc, să fac o campanie și să mă întorc cu ajutoare acolo. Am vorbit la televiziunea română, mi-au permis să fac o gală, un teledon. Era o îndrăzneală la vremea aceea, pentru că a face un teledon, să strângi bani pentru o țară atât de îndepărtată, nu pentru țara ta, cunoști preconcepțiile care mai există și astăzi, dar, mă rog, lumea s-a mai deschis în ziua de azi. A, păi ce, n-am eu și să dau altuia. Și m-am gândit, bine, o să strângem niște bani. Cât ar fi? 2 lei, 3 lei, 5 lei, nici nu contează. Cum ajung ei și sub ce formă? Sub formă de obiecte, sub formă ca de ajutare? Ca să nu se irosească, inevitabil. Cum ajung ei în Asia? Unde? La cine? Care știe ce are de făcut cu banii aia? Să-i transforme ca în să ajutor? Ca să nu se irosească, exact, da? Asta e și ideea. Și bine. Atunci mi-a venit ideea să bat la ușa UNICEF. Nu-i știam, știam doar că UNICEF este vocea copiilor din întreaga lume. Pentru că UNICEF este și aici, este și acolo. Și m-am gândit că dacă împreună vom aduna acești bani, ei vor transfera foarte simplu, au o organizație foarte bine structurată, știu cum să cheltuiască banii, cu rost, în ce fel, în fine. Și a fost decizia cea mai bună, așa ne-am întâlnit noi pe acest drum, de fapt, la inițiativa mea. Am strâns în 4 ore peste 700 de mii de dolari la vremea aceea și apoi m-am dus fizic cu echipa de filmare a Televiziunii Naționale, de la știri, în Asia, la UNICEF-ul de acolo, am predat ajutoarele, erau și obiecte, erau și bani, firește, și a fost o mare satisfacție sufletească. Doamnelor și domnilor, fără doar și poate, am ajuns la întrebările de final! Aoleu și aoleu! Dureroase? O, Dumnezeule! Prima este de încălzire, dar este puțin simpatică, aș zice eu. Ia să vedem. Ce înseamnă în românește? Seni se viorum. Hai să depășim întrebarea asta. Da? Păi nu asta. Da. Vezi, asta e de încălzire. Da, sincer, nu. Nu, a fost de încălzire. Da. Unele glume merg, unele nu. Așa. În perioada în care te aflai în clasele primare, în fiecare vară, erai atrasă ca un magnet de un cireș din vecin. Da. În fapt, de un cireș din apropierea școlii și a străduței pe care locuiai. Din curtea mătușii Ioana. Așa, da. Cum se numea proprietarul cireșului? Ioana, felicitări. Așa, deci sunt un fel de nică. Asta știi, asta știi. Da. N-ai. Așa, nu, că știu eu și răspunsul la prima întrebare, dar nu-mi plac aluziile la trecut. Trecutul rămâne acolo unde e. Trecutul, da. Și se împacă bine și cu viitorul. În 1998, unul dintre anii când ai transmis reportaje de la premiile Oscar din partea TVR, da, un film s-a detașat, epic, câștigător cu 14 nominări. Nu mai știu, Titanicul? Băi, da? Băi, așa. Deci tu ai fi fost bună la Robingo. La Robingo, auzi. Da. Așa. Fiecare cu curceanul. Da. Așa. De ziua ta, decembrie 22, vrei petrecere surpriză sau liniștită în familie? Liniștită în familie și cu prietenii, nu doar în familia restrânsă. În pijamale. Mie îmi plac petrecerile în pijamale. Lejer, frumos. Sau, mă rog, cum a fost anul ăsta, într-o costumație haioasă de Crăciun. Andreea, da, am niște pijamale, adică, atât de mișto. Nu cu tocuri, nu cu chinuială, cu machiaj. Toată adolescența a fost cu tocuri. Acum cu pijamale. Da, nu. Cu relaxare, da? Și cu distracție și cu muzică bună. Vin franțuzesc sau moldovenesc? Nu sunt chiar pricepută la vinuri, așa că vinul, dacă e bun, e bun. Perfect. Indiferent de unde o fi. Așa. Cel mai bun prezentator din România este? Îl am aici. Nu cred așa ceva. Stai așa. Nu. Eu zic, Andreea Marin
Eu propun pe Andra Marin, să spun și de ce. Așa pentru e. Că tu ai o forță formidabilă. Înainte de a veni, discutam cu ai mei. Noi am avut concert la Chișinău, da. Când tu prezentai înainte. Așa. Iar noi auzeam tot ceea ce spuneai tu pe difuzoarele de acolo, de la Palatul Aha. Național. Da. Și noi te auzeam în difuzor. Modul în care vorbeai cu oamenii și cum țineai sala mână a fost senzațional și e un lucru foarte important. Dacă nu ai fi fost vedetă la TV, ai fi fost un bucătar excelent, un grădinar inventiv sau un ITist nepereche? Un grădinar. Dintre Vorbesc serios? Da, dintre opțiunile alese de tine. Credeam că alegeai ITist. Nu cred că, deși eu am făcut informatică, nu cred totuși că mi-ar fi plăcut să stau într-un birou. Asta e clar. Zâna măsăruță sau zâna zânelor? Zâna cea bună, așa mi se spune mie. Bun, fie de aici. O chestie care mi-a rămas în minte de fiecare dată. Parcă sunt la Robingo acum. Ai câștigat medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva pentru body-ul extensibil pentru copii pe care l-a inventat. Așa. Poate nu știați. Da, când era Violeta mică și nu găseam ceva, inventam. Asta e. Da, deci Violeta e cu vina. Da, da, da. Da, da, da. E o întrebare grea? Mai știi anul? Nu. Ți-am spus. Eu ți-am spus. Ar trebui să fie acum vreo 13 ani, așa că dacă ea are 15, ți-am zis, la asta mă raportez. Aprilie 2010, bravo! Așa. Chișinău, București sau Roman? Roman. Frumos. Acum e o întrebare sunt rădăcinile, la care vreau neapărat să-mi răspunzi. Cea mai frumoasă surpriză din toți anii de surprize, unde s-au stors și am văzut eu și am plâns la rândul meu și mulți dintre cei care ne urmăresc. Pentru tine, care a fost? Nu pot să fac o astfel de clasificare, pentru că au fost atât de multe și de impresionante momentele, încât chiar nu pot să fac o comparație și să spun ăsta e cel mai reușit, dar cu siguranță în ochii publicului și în inimile noastre, acele reîntâlniri emoționante rămân ca fiind cele ce au stors cele mai multe lacrimi și au făcut inimile să bată cu putere. Dar și salvările de vieți omenești, să nu uităm. Și ții minte că tu ai avut prima naștere în direct, dacă mai ții minte. Și asta, da, așa e. Oh, Doamne. Andreea, ai acasă multe diplome, premii. Vreau să te întreb, care este cea mai valoroasă pentru tine? Eu cred că cel mai valoros premiu pe care mie viața mi l-a oferit este fiica mea. Crede-mă, în rest, toate diplomele mi-au arătat de la o etapă la alta, nu că n-ar fi importante, dar mi-au dat un imbold. Mi-au arătat că sunt pe drumul cel bun, că e bine să merg înainte, să perseverez. Însă un dar mai important decât fiica mea nu există. E cea mai mare realizare. Și ultima întrebare care mă interesează direct. Spune-mi, care a fost ultima floare pe care ai plantat-o în grădina ta? Chiar ieri. Ce ai plantat? Un trandafir. L-am primit în dar. Și, mă, da, stai puțin. Și l-am așezat acolo în pământ, ca să-i fie bine. Tu plantezi în fiecare zi acolo ceva. Da, e o grădină care se schimbă de la o zi la alta, ai dreptate. Da, iubesc treaba asta. De azi înainte, de fiecare dată când te vei duce în grădină, vei avea un lucru în plus. Și în afară de întâi când mă voi duce în bucătărie, voi avea un lucru în plus. Aici să curăț un pic supărarea. Frumoasă, legal. O grușma lui Bucuță. Asta e una dintre... deserturile mele moldovenești Dar preferate. Și desert moldovenesc este ăsta? Eu zic Moldova. Cușma lui Guguță. Nu știu de el. Se pune doar pe cap. Asta e o cușmă. Deci e minune. Deci eu zic, dar înăuntru aici avem niște clătite. Sunt clătite învârtite și toate spuse cu vișine. Cu vișine, da. Și bineînțeles că ciocolata de deasupra rezolvă problema. Rezolvă problema și trebuie să vedem cum arată această nebunie. Într-un mare fel. Dar cum arată, dar cum e la gust. Știam că o să-ți prindă bine. Știam că n-am venit degeaba. Și pentru... Andreea,
Am pentru tine încă o surpriză. Tu zile, Loredana, că eu mănânc. Da, da, draga mea. Am pentru tine un vin rosé de la domeniile Cuza. Mulțumesc. Numai bine pică acum. Normal, și când te duci în grădină, asta vreau să zic că se întâmplă. Ăsta îl pui. Să-l plantezi pe el? Nu, îl... Vreau să-l aici. Ca să-l iau imediat. Să-l plantez în grădină, am înțeles. Și la anul am o recoltă întreagă. Dar cum ar fi, mă, dincolo, de toate... toți trandafirii. Și am văzut un japonez, un zim. Ce e la un? Cățărător. Așa. Deci cum ar fi să plantez... Uite, m-am gândit să-mi fac o vie în grădină. Am și vie, să știi. Nu, nu mai zic nimic. Mi-e frică să te întreb ceva. Nu. Băi, dar eu cum gust din asta? E extraordinar. Uite, nu știam de nebunia asta, dar e o bunătate. Eu ți-am spus că dacă învățăm ceva în fiecare zi, e important. Tu acum o să te duci acasă, o să-i spui Violete, draga mea, nu-i spun de ai fost... Că nu e interesant, e neinteresant. Dar o să spui, draga mea, astăzi am gustat cușmarul Guguță. Unde? Nu contează. Așa o să-i spui. Auzi? Da. Eu cred. Zică? E doar așa. O presupune. Da. Că tu ai făcut acest podcast. Acasă nu prea ți se dă de mâncare. Și te-ai gândit să ai și tu, gratis și bun. Yes. Și ți-a ieșit. Gratis, nu, dar bun e. Bun. Oh, da. Iar acum, după tot ce am discutat, da, după toate amintirile foarte pe care le-am avut, aș vrea să prindem ultima aventură, practic, din acest... Melodia care dă titlul acestui... Ia să vedem. Distracții. Melodie care sună foarte simplu. Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine. Același cel senin. Asta e cu... Simt că iubirea schimbă tot. Astăzi alături de noi a fost Andreea Marin, iar viața nu mai e un suspin, e o bucurie. Pian. Ia zi. Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cel senin. Ce frumoasă voce avem acolo. Inima să-mi fie așa, oh baby, ca un fulg în palma ta pentru mine, n-ar fi prea puțin. Andreea Marin, Sala Palatului. Nu caut cuvinte greu de înțeles, oh, yeah. Nici multe motive ca să iubesc. Și refrenul zice așa, e simplu. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru, eu și tu, yeah. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Astăzi au fost lângă noi Cristiano Ronaldo la chitară, Valentin la tobe și Eddie Van Halen la pian, alături de Ducu și, bineînțeles, prezența încântătoarei blonde Alice. Mulțumim tuturor celor care au fost astăzi lângă doar în principal, Andrei Marin, strofa a doua. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. De când am vrut să-mi spui aceste cuvinte? Îmi place tu așa cum ești. Adică cum sunt? Când mă cer și când mă ierți și speranța că nu te vei schimba. Come on, come on!
să știi, frumoasă Andreea, cât de mult mi-a plăcut că ai gustat dulcele. Și să știi că mai avem un autograf și o fotografie alături de mine. Știu că vrei să stai mai mult, Andreea, dar trebuie să pleci. De aceea, dragă Andreea, nu uita pe aici să mai, să mai treci. Da. Bravo, bravo! Noi să știi, frumoasă Andreea, Banana Da.